faptul că nu suntem la guvernare astăzi, singura modalitate de a ne ține cât de cât de această promisiune este să depunem aceste amendamente. Unele din amendamentele depuse au fost preluate dintre cele depuse de către USL anul trecut și acum vreau să văd câte din ele, ele sunt de actualitate, le-am verificat, câte din ele vor fi susținute, că știm cu toții că anul trecut au fost susținute vehement și criticați noi că nu am aprobat acele amendamente. Vrem să vedem astăzi cât de disponibil vor fi în, măcar pe cei, pe acei parlamentari suceveni vis-a-vis de amendamentele de la Suceava. Și credeți-mă că unele din aceste amendamente sunt și din colegii în care sunt astăzi parlamentari ai USL și cred că, că e de datoria lor măcar ei să susțină aceste amendamente. Deputatul PDL de Suceava mai consideră că multe dintre amendamentele făcute de opoziție au fost preluate și de parlamentarii puterii. Acesta, a spus Bălan, este un semn că însăși puterea le dă dreptate pentru pertinența corecturilor făcute.